ziua, dragi vizitatori, dragi iubitori ai cărții! Vă invităm la un nou eveniment aici, la standul editurii Herald. Începând cu orele 13, așa cum spuneam puțin mai devreme, evenimentul se numește Tradiția autentică a Tantrei. Vom vorbi, bineînțeles, și despre colecția Tantra. Eveniment prilejuit de lansarea a trei cărți pe care dumneavoastră le vedeți aici pe masă. Este vorba despre Tantra Iluminată, filozofia, istoria și practica unei tradiții nemuritoare de Christopher Wallis, Kundalini, energia profunzimilor de Lillian Silverberg și cele 10 mari puteri cosmice de Asha Mahavidya de Shankara Narayanan. Invitații noștri din această după-amiază, Mona Lisa Teodorescu, psiholog, psihoterapeut, absolvent de teologie, Teofil Teodorescu, redactor de carte, matematician, Kai Liță, redactor de carte, curatorul colecției Tantra, administratorul blogului de carte spirituală Book of Pet. Pentru început, foarte pe scurt, aș vrea să-i dau cuvântul lui Mihai Liță să ne vorbească puțin despre colecția Tantra și cumva adiacent și despre celelalte colecții care au cumva legătură atât din punctul de vedere al tradițiilor spirituale, dar cât și din punct de vedere al spațiului geografic apropiat de zona Tantrei, de celelalte colecții, cum ar fi de exemplu colecția Himalaya sau colecția Yoga. Mihai. Bună ziua! Editura Herald are un număr de 13, dacă am numărat eu bine, colecții de carte spirituală pe care le-a așezat după harta spirituală a lumii, astfel încât fiecare dintre tradițiile mari are cel puțin o colecție. În cazul budismului avem trei colecții, una este destinată budismului vechi, Theravada, una este destinată budismului tibetan, Mahayana și în special Vajrayana, adică budismul tantric tibetan, și una este destinată budismului zen, care are o altă manifestare în raport cu celelalte tradiții budiste. Este o cale mai directă, o cale meditativă. În spațiul indian există două colecții care vor beneficia astăzi de evenimente unul după celălalt. Începem cu colecția Tantra, în care sunt... Deci avem cărți legate de tantrismul hindus. Cred că suntem la 5-a sorin carte din seria 9, care se remarcă prin această iantră de pe copertă, deci este ca un fel de siglă a colecției. Când o să o vedeți, înseamnă că este colecția Tantra editurii Herald. Și în ea urmărim să discutăm toate liniile importante ale tantrei hinduse și când spunem tantra, ne referim la tantra tradițională, nu la alte curente neotantrice și deviate, ca să zic așa, o să explicăm poate pe parcurs. Și de asemenea există o colecție de yoga pe care o să o lansăm la ora 14 și drept care nu o să vă spun prea multe despre ea, ca să rămâneți și atunci. Mulțumim foarte mult, Mihai Liță. Mona Lisa Teodorescu, eu mi-am propus să vă întreb pe fiecare câte ceva despre ce înseamnă Tantra, despre actualitatea ei în lumea contemporană și despre abordarea ei, varianta tradițională. Pentru că Tantra acordă principiului feminin o mare, mare prețuire, aș vrea să încep cu tine. Mulțumesc editorului Herald pentru această invitație și în același timp apreciez acest demers de a face publice aceste lucruri ale spiritualității hinduse. Legat de ce spunea tu, Sorin, dacă cum se articulează tantra în spațiul contemporan, tantra cuprinde o colecție de scrieri care sunt considerate revelate. Exact așa cum la noi este Biblia și cuprinde un corpus de scrieri revelate, așa
așa se petrece și în tradiția hindusă. Se articulează foarte bine aceste lucrări în spațiul contemporan, pentru că aceste lucrări oferă, într-o formă sau alta, o imersiune într-o viziune spirituală a lumii. Viziunea care, dacă ea este aprofundată, produce o transformare a ființei. Ideea este între ele, pentru că tantra nu
este o învățătură de genul Kama Sutra. Nu expune modalități de a de a realiza actul amoros. Tantra este despre cu totul altceva. Este vorba despre a atinge o anumită realizare spirituală, de a atinge starea de extaz, de a atinge samadhi, de a atinge eliberarea spirituală. Astea sunt, să zic, niște obiective pe care le putem denumi în ce privește tantra. Occidentalii înțeleg în felul lor și probabil că, așa cum spune și Wallis, încă multă vreme de acum înainte va trebui să mai îngurgităm acest gen de abordare, cum să zic, vulgarizantă și denaturată cu privire la tantra. În ce privește tantra autentică, sunt aceste două aspecte de care pomenea și Mona Lisa. E vorba despre o asimilare a aspectelor teoretice legate de tantra, cunoașterea scrierilor. În direcția aceasta, Herald vine cu scrierile lui Zilburn, iar Wallis prezintă un punct de vedere personal mai accesibil în această direcție. Al doilea aspect este practica în sine. Ea presupune să intri în contact cu un astfel de maestru, poate chiar să mergi în India, să cunoști, să fii acceptat și să începi să practici și să obții rezultate. Cam asta. Mulțumim mult, Teofil Tădorescu. Mihai Liță. Ca redactor al celor și cercetător în domeniu, ce aduc în domeniul tantra cele trei cărți pe care noi le prezentăm și despre care vorbim astăzi? În primul rând, așa cum s-a menționat deja, aceste cărți reprezintă tantra tradițional, toate cele trei. Deci toți cei trei autori fac parte din linii, sau au făcut parte, pentru că din nefericire doamna Lilian Silver nu mai este printre noi, au făcut parte din linii tradiționale. Tantra, ele se numesc Sampradaya. Christopher Wallis vorbește în cartea lui de cele 9 Sampradaya tradiționale ale acelei părți din tantra care este cea mai remarcabilă și din punct de vedere istoric și din punct de vedere al gradului înalt de realizare al practicanților ei. Se știe destul de puțin că zona cea mai importantă a tantrei, nu știu ce să fac cu microfonul ca să... a fost între secolele 9 și 12, așa. Deja prin secolul 12 începuse să se stingă acest mare val al tantrei și vaită, care a dat nume precum Abhinavagupta. Da, suntem concurenți. O să continuăm să vorbim despre tantra. După care acest curent tantric a scăzut în intensitate și ultimele linii tantrice importante, ultima linie tantrică importantă, singura care mai este vie și azi, se numește Sri Vidya și este prezentă în special în sudul Indiei. Însă linia tantrică de care se ocupă cel puțin cele două cărți de aici, Christopher Wallis și Lillian Silver, este probabil cea mai înaltă linie pe care a dat-o tantra, este școala Trinității, școala Trika și vaismul non-dualist din Kashmir. Aici Christopher Wallis mar contrazice, pentru că într-adevăr există multe... Deci există reprezentarea acestei școli și în afara Kashmirului și în afara secolului IX. De exemplu, în cartea lui Christopher Wallis, Tantra Illuminated, se vorbește despre un portret al celui mai mare maestru Shivait, probabil, Abhinavagupta, care nu este real, este ca un fel de poem pe care un discipol din sudul Indiei l-a făcut pentru a-l adora pe maestrul său. Discipolul se numește Madhu Raja.
Și el era, deci, din sud. Deci există și în sudul Indiei tantra, ca să zic așa. Cele trei cărți vorbesc toate despre ingredientele despre care s-a vorbit, îmi permis să le recapitulez și după aceea predau microfonul. Tantra înseamnă inițiere din partea unui maestru autorizat și recunoscut de o linie vie. Am avut o discuție anecdotic cu cineva care mi-a spus, mi-am găsit maestru și l-am validat. Și i-am spus, nu poți să-ți validezi tu maestru, trebuie să ți-l valideze cineva care e maestru ca și el, dacă se poate mai mulți. Pentru că altfel nu este nicio problemă, îți respectă alegerea, dar nu faci parte dintr-o sampradaya. Sampradaya este ca la ștafetă, la alergări. Cineva dă ștafeta mai departe și tot așa. Sau se făcea asemănarea cu focliile de Paști. Cineva aprinde lumânarea ta, după care aprinde lumânarea altuia, asta înseamnă o sampradaya. Un alt lucru important este, într-adevăr, cum cred că Mona a spus, fiecare, deci practicantul tantric, deși cunoaște o serie de aspecte divine, mă refer la zeități, deși e un termen impropriu, deva înseamnă ființă de lumină, are o zeitate aleasă, se numește Ishta Devata. Și el își dedică această adorare a lui către acel aspect divin, care este unul singur. Există un mare yogin, Swami Sivananda, care spunea o cale, o mantra, o zeitate, un guru. Deci nu o pleiadă. Asupra aspectului un guru este de discutat, pentru că, de exemplu, Abhinavagupta a avut vreo 20. Dar aș zice, hai să fim întâi ca Abhinavagupta și după aia mai discutăm. Mulțumesc, Mihai. Hai să continuăm tot cu tine, să vorbim puțin despre Kundalini, energia profunzimilor a lui Lillian Silver. Și mai ales câteva cuvinte despre autoare, ținând cont de notorietatea pe care o are. Am să destăinui ceva de alcova, așa? Eu eram destinat să vorbesc despre Tantra Illuminated, pentru că Teofil s-a pregătit legat de Kundalini. O să spun câteva cuvinte și despre Kundalini, pentru că oricum sunt două cărți excepționale. Dar n-am să iau pâinea lui Teofil. Bun. Kundalini, asta a fost provocarea. Doamna Lillian Silver este una dintre pionierele tantrei și vaite și, în general, a studiului Indiei în Occident. Au fost câțiva oameni care erau, îi numărai pe degetele de la o mână, acum 30-40 de ani, care s-au dus în India, inclusiv știu și pe jos s-au dus, ca să ajungă acolo și să studieze. Unul dintre ei este prietenul meu, Marc Dichkovski, care a fost unul dintre discipolii inițiați ai puținii, de altfel ai maestrului Swami Lakshmanju Brahmacharya. Doamna Silver, de asemenea, a fost acceptată în intimitatea lui Swami Lakshmanju. Până la urmă a ales calea sufi, dar e o altă poveste interesantă, dar n-avem timp. Această carte este o carte complicată și vreau să vă invit să o citiți cu, în primul rând, cu creionul în mână și, în al doilea rând, cu mare responsabilitate. Conține elemente din cele mai înalte învățături și chiar secrete ale tantrei. Acum 10 ani ar fi făcut furori chiar și titlul unui capitol din această carte, care dezvăluie niște aspecte până acum destul de secrete. Noi n-am considerat să păstrăm această discreție, pentru că ridicată lumina de pe obroc, da, deci scoase lumina de sub obroc. Este o carte care vorbește despre realizări interioare, despre această trezire a puterii ultime, al puterii lui Kundalini, care nu e accesibil oricui. Pe scurt, o să vă spună Teofil mai mult. Acum am auto-invit să vorbesc despre cartea lui Christopher Wallis, care este poate cel mai autoritar manual occidental, de fapt și dacă autoritar, dar cel mai explicit din ziua de azi. Este scrisă pentru practicantul secolului 21, ceea ce este destul de rar. În dorința de a se păstra tradiția, se folosește adesea un ton puțin arhaic, așa, și puțin mai mult decât discret. Christopher Wallis are
calitatea de a fi și un practicant. El este inițiat în linia lui Baba Muktananda, este inițiat de Swamini Chidvilasananda, care e discipola principală și cea care răspunde de școală. Personal nu consider aceasta linia principală a șivaismului și oricum ei, ca să se auto certifice, consideră, adică vorbesc despre această răspândire. Eu consider că în continuare șivaismul Trika a avut centru în Kashmir și că ultimul maestru recunoscut tot așa de Sampradaya a fost Swami Lakshmanji. Se poate dezbate. În orice caz, el are și 3 doctorate, dintre care unul cu profesorul Sanderson, care este probabil cel mai mare cercetător al domeniului tantrei și a tantrei și vaite de azi. Și cartea e destul de simplu de descris. Mai întâi, tratează problema din perspectiva unui filozof contemporan, filozof vestic, nu știu cum să-i zic, ca să fie academic. Și începe să folosească, să trateze problemele epistemologice și așa, nu mă pricep, nu sunt filozof, mă iertați, eu sunt inginer. Așa. A doua parte descrie cele 9 sampradaya și este foarte important, fiindcă aflăm care sunt liniile respective, chiar explicând care sunt zeitățile, care sunt mantrele și practicile și scripturile lor importante, iar în a treia parte dezbate chiar practica așezată pe cele 3 niveluri care se numesc upaya. E o carte, cum să zic, fascinantă, consistentă și pot să afirm cu destul de multă siguranță că dacă cineva își asumă răspunderea să citească cele 400 de pagini, ceea ce știu că omul contemporan are probleme în a face, o să afle mult mai bine ce este tantra decât yoga cu băieți și fete. Mulțumim foarte mult, Mihailiță. Da, te rog, Mona Lisa. Aș vrea să mai aduc o completare la ce a zis Mihai legat de lectura acestor lucruri. În aceste lucrări, atât în Dasha Mahavidya, cât și în Tantra Iluminată, ce am sesizat eu este că se întrepătrunde foarte frumos acest aspect poetic cu aspectul teoretic. Tantrele aproape că vorbesc în versuri, în versete, ceea ce îți atinge sufletul. Acum, legat de ce s-a spus, din perspectiva mea, care am urmărit să parcurg cumpri cărțile, ele nu se citesc chiar atât de ușor. Dar ce este fascinant la ele, poate că asta este încurajator ca oamenii să le citească, ce este fascinant este că, de exemplu, în Tantra Iluminată se face o descriere a ființei umane, ceea ce pe mine mă interesează, ceea ce mă interesează fiind și psiholog de profesie, care este raportul între ce înseamnă să transcendem și sinele, care este esența fiecăruia dintre noi. După aceea vorbește despre cele 36 de tatve, care înseamnă o coborâre, o revelare a adevărului absolut de sus în jos și asta iarăși se face într-un mod descriptiv, adaptat și foarte frumos și poetic. Și de aici se pot extrage foarte multe sensuri și înțelesuri. Iar în cea de-a treia parte, unde sunt descrise căile propriu-zise și practica propriu-zisă, o să vedeți că e foarte frumos și în același timp nu ușor de înțeles raportul acesta între ce înseamnă sistem non-dual, ce înseamnă sistem dual. Personal, când am făcut teologia și am încercat să înțeleg dogmatica, mi-a fost foarte greu să înțeleg raportul acesta între Dumnezeu necreat și Dumnezeu creat. E, în schimb, această lucrare reușește să surprindă bine aspecte legate de ce înseamnă transcendent versus imanent, ce înseamnă practica pe o anumită cale, ce înseamnă practica pe șaptopan. Și aici, probabil că Mihai poate să descrie mult mai bine. Este foarte fascinant descrisă personalitatea acestor doi mari șivaiți, Abhinavagupta și Utpalateva. Și din punctul meu de vedere, dacă noi, din contemporaneitate, ne putem raporta la tradiție, când de altfel și la noi, în Biblie, în creștinism, se vorbește despre raportarea la tradiție și să ne găsim modele,
profunzimilor, Lilian Xildo. O să iau de undeva de unde a lăsat Mihai. În ce o privește pe Lilian Silburn, zicea că din păcate nu mai este printre noi, ar fi avut 111 ani, numai puțin, dar într-adevăr faptul ca o astfel de ființă să fie printre noi e semnificativ dacă ajungi în preajma ei. Noi beneficiem de o puțin din aura ei intelectuală. În ce privește partea cealaltă, sunt necesare alte resurse. În orice caz, așa cum zicea și Mihai, o ființă erudită care a studiat filozofie, indologie la Sorbona, adică o intelectuală de talie, care a avut o viață interioară și aspirații spirituale încă dinainte de a începe studiile. Am citit prin biografie și se spunea că avea un gen de stări de extaz încă din copilărie, adică această pornire a ei de a descoperi profunzimile lăuntrice e mult mai timpurie decât la alții. Ea ar fi dorit să urmeze altceva decât au îndrumat-o părinții, nu s-a putut, așa că după ce a făcut filozofia, s-a orientat spre India, a mers acolo și a descoperit pe cont propriu. Întâi s-a preocupat să studieze în cadrul proiectelor în care era angrenată în Franța și Vaismul Cașmerian și astfel, datorită calităților ei intelectuale deosebite, a ajuns să devină cea mai mare autoritate în domeniul acesta, a început să traducă scrierile. Pe parcurs, această aspirație lăuntrică a făcut-o să caute mereu să găsească un maestru. Și paradoxul a făcut că respectivul maestru pe care l-a descoperit să nu fie un Shivait, să nu fie un yogin indian, să nu țină de o cale clasică a hinduismului, ci să fie sufit. Hindus, dar sufit. Și astfel realizările ei spirituale țin cumva de genul acela de devoțiune nebună întru Dumnezeu, dacă ar fi să adaptăm contextului occidental. Am citit undeva că în urma contactului cu acest maestru ea a atins stări spirituale extraordinare, a ajuns la un moment dat să rătăcească 2 săptămâni printr-o pădure, să fie purtată de curentul Gangelui în acea stare și să iasă cumva la mare. Așa, a scos-o un ascet din acest. Da. Deci, la ea, cunoașterea teoretică e dublată de o cunoaștere spirituală, lăuntrică. E caz rar. De altfel, maestrul ei a ales-o și ca o continuatoare a liniei în Occident și cumva mai discret a avut un grup de aspiranți pe care i-a îndrumat undeva în Paris, printre care, așa ca un element anecdotic, și Andrei Scrima, ceea ce spune ceva. Nu știu dacă ar trebui să știe. Da. Lucrarea ca atare ar cere, cum spunea Mihai, studiul cu creionul, deoarece implică texte de o înaltă spiritualitate care sunt scrise într-un limbaj, să-i spun, criptic, un limbaj
limbaj extrem de pretențios și care presupune îndrumare și pentru lectură. Nu ai cum să citești, că te uiți puțin ca la poarta nouă, dacă nu ești îndrumat. În general, tradiția aceasta șifaită nu mergea pe o direcție de dezvăluire într-un fel de manual a cunoștințelor care sunt implicate de această cale. Dimpotrivă, tot ceea ce ținea de o cheie inițiatică, de secrete și de practici care presupun experiență, era omis. Și totul mergea în sensul unei transmiteri orale, directe, de la maestru la discipol. Ea a încălcat, ca să zic așa, puțin această regulă, a căutat să strângă texte importante și să aleagă pasaje potrivite pentru a pune în context pentru o minte de occidental acele cunoștințe, ca să creeze totuși un cadru și, așa cum suntem noi cu conștiința noastră aici în vest, vrem să întâi să înțelegem ceva. Adevărul că nu putem să înțelegem ceva în felul acesta, ci doar asimilăm informații, dar asta fiind abordarea, ea cumva de aceea a încălcat prescripția, ca să zic așa. Și aceste pasaje, aceste texte, veți vedea că sunt, cum să zic, enigme de-a dreptul. Sunt șarade de dezlegat, citești și rămâi siderat, dar sunt importante pentru că ne facem o idee cam cum și cu ce se mănâncă chestiunile acestea. Cumva, cartea e împărțită în trei secțiuni. În prima parte vorbește despre modalitățile de trezire a acestei energii colosale a ființei umane, în care la omul obișnuit e în stare latentă. Din punctul de vedere al oamenilor, al înțelepților care au atins o stare de realizare, de altfel, starea de trezire a lui Kundalini e normală și cealaltă este anormală. Noi ne străduim să devenim normali, cum ar veni, dacă urmărim să intrăm pe această cale. În a doua parte tratează sistemul chakrelor și, mă rog, al centrilor de forță. Descrie fiecare dintre aceștia și ce anume se petrece, fenomenele care însoțesc ascensiunea lui Kundalini pe canalul median, pornind de la centrul bazal și până la cel din creștetul capului. În a treia parte abordează subiectul cel mai delicat, acela al așezei conexiuni dintre sexualitate și trezirea lui Kundalini. Pentru că, mă rog, sunt niște implicații. Atâta ar fi ca să ne facem o idee despre cam cum, cam despre ce e vorba în această carte. Mulțumim, Teofi. Vreau să adaug și chiar dacă voi plictisi, voi face asta de fiecare dată când va fi vorba despre acest topic. Într-adevăr, a treia capitol din această lucrare tratează un capitol, să reproduce practic o foarte bună parte dintr-un capitol al lucrării Lumina Tantrelor, Tantra Loka lui Abhinavagupta, vorba de faimosul capitol 29. În comentariul lui, un comentariu făcut la acest capitol, un succesor al liniei, Jayarata, comentatorul principal al lui Tantra Loka, scrie câteva rânduri la începutul comentariului lui, care sunt în mod sistematic omise de căutătorii europeni. Este vorba despre un aspect de care n-am apucat să vorbim, care se numește calificarea pentru o anumită practică. Cine e calificat? Se numește adicara și respectivul se numește adicari. Și
se spune acolo că cel calificat să practice acest ritual, care este foarte rar, trebuie să fie atins în prealabil starea de nirvikalpa, fără gânduri. Deci starea de samadhi nirvikalpa. Și din acel moment, el, în loc să meargă cu avionul cu care deja merge, ia o rachetă supersonică. Dar cam asta e raportul. Altfel e ca și cum ai pune un bec de 3 volți sau nu știu cât e un bec, 1,5 erau cele mai mici, și îl pui la 2,20. O să facă pac. Și al doilea lucru, mi-am dat seama, și nu vreau să mă certe editura Herat, că v-am speriat un pic, că e o carte grea, dificilă, veți găsi și multe lucruri care vă vor fi utile, în primul rând ca să vă creați o structură intelectuală, să puteți studia mai departe acest domeniu. În șivaismul cașmirian e foarte important acest lucru, să înțelegi ceea ce practici, de fapt cred că în orice domeniu. Așa că nu vă speriați prea tare, o să fie pasaje mai grele, dar sunt și pasaje, cum spunea Mona, de o poezie spirituală minunată, pe care puteți să le citiți așa alchimic, fără să înțelegeți nimic, și s-ar putea să se petreacă niște lucruri fără să știți. Mulțumim mult, Mihai Viță. O completare așa drăguță în privința poeziei acestor scrieri tantrice și nu numai, cele care țin de hinduism. Cele care sunt în categoria revelat, shruti, cum se spune, au într-adevăr un gen de poezie care e intraductibil. În nicio limbă occidentală nu se poate traduce. Ca să vă faceți o idee, știți Luceafărul Eminescu. Dacă ați uitat așa cu atenție, are 8 versuri, adică 8 silabe, 7 silabe, 8, 7, 8, 7, la fiecare strofă. Aceasta vine cu o anumită muzicalitate și un anumit ritm. E bine, scrierile acestea sunt exact așa. În fiecare vers sunt 8 silabe. Aceasta ajută la memorarea informației și are un anumit efect, creează o anumită stare care predispune la înțelegere și la ținere de minte. Greu de explicat așa în amănunt, dar ideea este că creează un anumit ritm interior și ăsta e secretul, o parte din secretul faptului că întreaga tradiție hindusă s-a transmis timp de mii de ani pe cale orală. Vă spun întrebarea, cum poate cineva să rețină 1000 de versuri, 2000 de versuri, dar 20.000 de versuri sau câte mai au unele dintre acestea? Asta e metoda. Mulțumim foarte mult, Teofil Teodorescu. Mona Lisa, ciclul manifestărilor începe și se încheie cu Shakti. Se încheie în prezentarea cărților tot cu tine. Așadar, Dasha Mahavidya, Shankara Narayana. Aș mai aduce o completare la ceea ce a spus Teofil. Când am fost în India și am fost în anumite temple, sunt temple în care femeile nu au voie să intre și puteam asculta de undeva din afară. La ei sunt slujbele, nu știu cum să le zic, ritualurile aproape că sunt cântate. Legate de această recitare a mantrelor, mantrele care sunt trecute în aceste lucrări sunt mai scurte. Bine, nu am competența pentru că nu am studiat, pentru că la ei e așa ca un șir, ca o cântare. Legat de ultima lucrare, exact cum am spus și la început, mai mult sau mai puțin, sub o formă sau alta, ele au cam aceeași structură, lucrările din colecția aceasta Tantra. Dacă în Tantra clasică abordarea este asociată cu această mișcare religioasă de care a vorbit Mihai, religia lui Shiva Shakti, și s-a vorbit foarte mult și se vorbește foarte mult despre shivaismul cașmirian,
absolut și ceea ce se coboară în manifestare. Doar că această coborâre în manifestare se realizează sub forma unor reprezentări ale femininului, așa cum sunt ele numite, cele 10 mari puteri cosmice. Și de ce se numite Mahavidya? Pentru că fiecare în sine este o modalitate de cunoaștere și în același timp de realizare spirituală, de realizare a adevărului absolut. Și exact cum spuneam și la început, tipicul este același. Ai nevoie de cineva care să te inițieze în mantra, ai nevoie de cineva care să te poată supraveghea pe parcursul practicii spirituale. În plus, în această carte sunt redate, în Dasha Mahavidya, sunt redate și modalitățile foarte concrete de practică pentru un aspirant occidental. Când să faci, ce să faci, cum anume să faci și pe lângă aceste modalități practice este această parte teoretică care, exact ca în toate celelalte lucrări, te conectează mult mai bine la raportul între ce înseamnă esența noastră divină versus aplicabilitatea în concret. Pentru că tantra merge pe transcenderea limitărilor și pe a ajunge în non-dualitate, dar în același timp, asta e diferența între tantrism și varianta noastră insilvastră, ca să zic așa, ascetismul din ortodoxie, insilvastul din ortodoxie, că tantra își propune să celebreze viața, își propune să integreze și atunci tantra devine accesibilă, aparent devine accesibilă, că ai nevoie de o practică interioară într-un ritm accelerat al vieții. Printr-o căutare lăuntrică și printr-o călătorie a fiecăruia dintre noi. Să știți că de ce spun eu că merită parcursă aceste lucrări, că, de exemplu, în India, foarte puțin mai știu despre Shiva Ismail Kashmirian. E un paradox, dar foarte puțin știu în principal tot această viziune de profunzime a lui Abhinavagupta legată de ce înseamnă tatvele, ce înseamnă calea lui Shakti, ce înseamnă calea lui Shiva. Asta nu, cel puțin din ce am întâlnit eu până în momentul ăsta, când am fost în India, asta a fost concluzia, nu e o concluzie exhaustivă, că nu am stat acolo să studiez, dar am sesizat că văd că mai mă aprobă, ceea ce înseamnă că știu dacă e ca și mine. Cam asta ar fi despre Dasha Mahavidya. În cele două, în Kundalini și în Tantra Iluminată, este mai mult despre Shiva, ca să zic așa. Aici este mai mult despre puterea femininului, dar toate trei țin de o raportare la fiziologia ființei umane și la ce înseamnă o cunoaștere de sine, o cunoaștere prin raportare la tradiție. Mulțumim foarte mult, Mona Lisa Teodorescu, le mulțumim invitațiilor noștri, Teofil Teodorescu, Mona Lisa Teodorescu, Mihai Liță, tradiția autentică a tantrei, tantra iluminată, filozofia, istoria și practica unei tradiții nemuritoare, Christopher Wallis, Kundalini, energia profunzimilor, Lillian Silverman și cele 10 mari puteri cosmice, Dasha Mahavidya de Shankara Narayanan. Vă invităm să le citiți. Noi vă așteptăm în continuare la un alt eveniment, cam tot, să spunem, din aceeași zonă. Este vorba despre Kriya Yoga, începând cu ora 14, aici, la stadiul editurii Herald. Mulțumim!